resturnare de situație în cazul audierii lui Tudorel Toader. Am primit invitația la orele 13.01, am răspuns la orele 17.07. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, precizează, într-o postare pe Facebook, ce joi va participa în Parlament la ora guvernului, la invitația PNL, pentru a răspunde la întrebările referitoare la raportul Greco. Mâine, 305. La orele 12.00, la invitația PNL, voi participa la ora guvernului pentru a răspunde la întrebările referitoare la raportul Greco. În acest sens, pe data de 2504. 2018, la orele 13.01, am primit invitația, confirmând participarea în acea subliniere zi, la orele 17.07, a scris Toader pe pagina sa de socializare. Într-o declarație pentru Ager Press, ministrul Justiției a spus că, până la momentul postului, nu a primit nicio adresă de replanificare a invitației, reiterând faptul că va participa la dezbatere, conform programării. Presublinieredintele PNL, Ludovic Orban, a anuncat pe 11 aprilie că liberalii au decis să-l convoace pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, la dezbaterea ora guvernului, la Senat, în contextul raportului Grupului Statelor împotriva corupției al Consiliului Europei. Greco se declara profund îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judectorilor, sublinierei al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar, sublinierei ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii adoptate recent de Parlamentul României, precum sublinierei de proiectele de amendamente la legislația penală. Miercuri, viceliderul grupului PNL, Eugen Curvulescu, a anuncat că ministrul Justiției, Tudorel Toader, va veni în plenul Senatului, la ora ministrului, pe data de 9 mai, la ora 10.00, sublinierei nu pe 3 mai cum era inițial stabilit. El a precizat, pentru Ager Press, ce amânarea a fost propus de liderul grupului PSD din Senat, Erban Nicolae, care a motivat amânarea prin faptul că joi, 3 mai, ministrul Tudorel Toader particip la subliniere din cadrul guvernului.